cu două ambulanțe și un elicopter a fost transportat micuțul pacient de la Oravița la Timișoara. Starea lui era mult prea gravă, așa că medicii de la spitalul din Reșița, unde copilul a ajuns prima oară, au decis să-l trimite de urgență la specialiștii din Timișoara. Gata? Bun, ai grijă la asistență de gata. Asta lasă-mă, gata. Așa ne scut apă. Stai, nu te grăbi. Încet. Bine, al nostru este. Micuțul a ajuns la Spitalul Județean din Timișoara după 40 de minute de zbor. Medicii care l-au transportat spun că băiețelul a suportat bine călătoria la înălțime. În drum de la Sibiu către aeroportul Arad am fost solicitați pentru un caz la Reșița. Am fost la Reșița, am preluat pacientul, curat de curs fără probleme și l-am adus la Spitalul Timișoara. Tragedia s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. Copilul s-a jucat cu câinele bunicilor chiar în curtea casei sub supravegherea bătrânilor. Dintr-o dată, animalul l-a atacat pe micuț, deși stăpânii lui spun că n-a fost niciodată agresiv. Din contră, era jucăuș, mai ales în preajma prichindeilor. Oamenii nu își explică ce l-a transformat pe câinele din rasa husky într-o fiară. Cert este că l-a mușcat pe băiețel de cap și a provocat răni pe întregul corp. Bun, am preluat de la Reșița un copil de 2 ani, victima unei agresiuni de câine. Stare gravă, pacient colosit comatos de către mine, adus la Spitalul Județean din Timișoara pentru investigații suplimentare și tratament neurochirurgical. Șanse? Greu de spus, nu știu. Nu știu pentru că nu am detaliile de la fața locului, l-am preluat dintr-un alt spital, așa că mi-e greu să fac un prognostic. Copilul a fost supus unei intervenții chirurgicale în cursul nopții, iar medicii de la secția de neurochirurgie îl țin acum sub atentă supraveghere. În momentul de față este la investigații suplimentare, urmând ca după aceea să fie consultat de colegii de pe neurochirurgie. În ce stare a fost adus? Este în momentul acesta, este ventilat mecanic, o să vă dau alte date suplimentare, în momentul ăsta este stabilizat. Părinții copilului au venit într-un suflet la spital ca să fie alături de micuțul lor. Din păcate, medicii nu-i dau mari șanse de supraviețuire.